Trei terase din Mamaia au fost distruse de un incendiu vineri după amiază. Focul a izbucnit inițial la o terasă aflată în zona cazinoului lângă promenadă, dar s-a extins rapid din cauza vântului la alte două terase din apropiere. Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați. Mai multe butelii au explodat. Pentru stingerea incendiului au intervenit 50 de pompieri, cu șase autospeciale, speciale, o autoscară, o mașină de descarcerare, un echipaj de prim ajutor și o cisternă cu 10 tone de apă. Intervenția a fost dificilă din cauza mobilierului de lemn al teraselor care alimenta incendiul, dar și pentru că hidranții din apropiere nu aveau suficientă presiune la apă. Mai multe persoane au suferit atacuri de panică și au primit îngrijiri medicale pe loc. Din fericire nu au fost victime. Primele date ale pompierilor arată că incendiul ar fi pornit din bucătăria uneia dintre terase.